Potrivit Direcției de Sănătate Publică Suceava, în județ au fost înregistrate 7 cazuri de pacienți cu hipotermie, care au fost raportate la serviciul de ambulanță județean Suceava și de către spitale. Până în prezent au fost confirmate de serviciul de medicină legală 6 cazuri de deces prin hipotermie. Un prim deces din cauza frigului a fost raportat în luna septembrie, fiind vorba de un bărbat cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani din județul Botoșani, găsit decedat în județul Suceava. Un alt deces prin hipotermie a fost confirmat în octombrie 2018. În cazul unei persoane din zona Sucevei, cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani, alte 3 decese prin hipotermie au fost consemnate în cazul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani din zona Fălticeni și în cazul a 2 femei din zona Sucevei și Gura Humurului, cu vârsta de peste 65 de ani, respectiv cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani. Un alt deces cauzat de hipotermie a mai fost confirmat de Serviciul de Medicină Legală în luna decembrie 2018, în cazul unui bărbat cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani din zona Fălticeni. Direcția de Sănătate Publică a mai informat, pe de altă parte, că în județ încă nu au fost cazuri de gripă confirmate prin analize de laborator.